Nu suntem foarte mulți, dar suntem cei mai buni. Asociația 21 decembrie, Asociația de Revoluționari 21 decembrie, eu nu cunosc alta, organizează acest meeting spectacol. Aici, în jurul nostru, nu se află decât oameni care au fost atunci în piața universității. Unul n-a fost atunci, dar l-am adoptat între noi. Era prea mic, avea 7-8 anișori atunci. Vreau să vă spun că această parte de trupă, așa și cu cel de la clape, au cântat în compania de sunet cu Vali Sterian, să-i aplaudăm. Și dacă tot îi aplaudăm, să le spunem numele. Ela, la clape! Cristi Luca, după părerea mea, singurul autorizat să cânte piese de ale lui Vali Sterian în România. Cristi Luca, de la Lucas Band. Dă-mi și mie vocea un pic mai tare. Doi. Aici se află Deni Crăinicianu cu basul. Vreau să vă spun că Deni este și cu basul, este și cu chitara, adică este un fel de Jolly Joker al nostru. La ce este nevoie, el la aia cântă. Ne-a promis că data viitoare ne va cânta și la frunză. Cel pe care vă spuneam că l-am adoptat în mijlocul nostru și l-am făcut un golan al pieții universității. Dacă vă aduceți aminte, de atunci golan era mândria noastră, aveam toată lumea, 10.000 de oameni era câți eram aici în piață, aveau câte un ecuson cu golan pe piept. Eu pe vremea aceea aveam și un cățel, un cocker pe care îl chema Nero și avea ecuson pe care scria golănaș, el era mic. Deci toată lumea, oameni, copii maturi, animale, toată lumea de aici în această zonă plină de libertate, atunci această zonă plină de libertate, toată lumea se numea golan, pentru că Ion Iliescu a zis ăia din piață sunt niște golani, lăsați-i să fiarbă în suc propriu. Și din această expresie, golani care fierb în suc propriu, noi ne-am făcut o mândrie. La tobe acel golănaș de care vă spuneam, Gabi Cârcea! Cristi! Aici este Vlad Gali, să-l aplaudăm! A fost cu noi și pe 21 decembrie 2014, la împlinirea 25 de ani. Am fost aici, în balcon, am cântat, a fost o sărbătoare și atunci sperăm să facem și în această seară o sărbătoare. Haide, Cristi! Hai, băieți! A fost odată cam povești, a fost în România, o gașcă mare de golan și-au alungat sclavia. Noi nu ne-am confundat niște cu oamenii de bine, numiți și neocomuniști și fără de rușine. Mai bine abana decât trădător, mai bine unicat decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mort decât comunist. Noi nu vrem neocomunism, nici neolibertate, democrații originale și nici nici încitate. Noi nu vrem neocomunism și nici schimbări de formă, și de aceea securistă nu ne puneți formă. Haideți! Mai bine ai mana decât trădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mor decât comunist. Dar când întreba ce vrem aici, dar știe toată țara, noi susținem punctul 8 de la Timișoara.
47-3 ce ținea TVR, legat în lanțurile ei, dar tot degeaba e. Mai bine hai baran decât trădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine gol decât comunist. Lege fără comuniști, fără nume de formă, și de aceea comuniști să nu ne puneți normă. Noi nu vrem neocomuniști și neolibertate, noi democrații originale și nici niciun sfântate. Mai bine hai mara decât trădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine port decât comunist. Mai bine hai mara decât trădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mort decât comunist. Mai bine hai mara decât trădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mort decât comunist. Mai bine hai mara decât trădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mort decât comunist. Jos comunismul! La Palatul Cotroceni cântă cu cuveaua, Iliescu și ai lui și-au găsit beleaua. La Palatul Cotroceni cântă cu cuveaua, Iliescu și ai lui și-au găsit beleaua. Yeah! Noi dorim o pace, simbol să ne fie, lacrima izvânzii libertatea noastră. Vrem cu mic cu mare întreaga Românie să lăsară mândră ca o floare clasă. Noi de-aici nu plecăm, nu plecăm acasă până nu vom câștiga libertatea noastră. Noi de-aici nu plecăm, nu plecăm acasă până nu vom câștiga libertatea noastră. Suntem luptătorii veacului ce vine, suntem diligența veacurilor multe. Cai noștri alargă spre un țăr de bine, cu potcoave albe dincolo de frunte. Noi de-aici nu plecăm, nu plecăm acasă până nu vom câștiga libertatea noastră. Noi de-aici nu plecăm, nu plecăm acasă până nu vom câștiga libertatea noastră. Dorule frate și adune scurmă visul libertății nezumelat. Fără violență nu suntem o turmă, visul libertății e al nostru seam. Noi de-aici nu plecăm, nu plecăm acasă până nu vom câștiga libertatea noastră. Noi de-aici nu plecăm, nu plecăm acasă până nu vom câștiga libertatea noastră. Haideți și voi! Noi de-aici nu plecăm, nu plecăm acasă până nu vom câștiga libertatea noastră. La drumul mare nu mai apare, să mai omoare cât un ciocoi, să ia tot banii pentru țărani, pentru sărmani de nevoi. Unde s-au dus când au apus anii de sus ai gloriei lor? Unde-s pistoalele, unde-s pomnalele, caii și flintele haiducilor?
mai pierde, nu se mai vede urmă de cal. Pe la vizoare nu mai apare umbra călare a vreunui haid. Unde s-au dus când au apus ai de sus ai gloriei lor? Unde-s peștoalele, unde-s pumale, caie și plintele haiducilor? Iarna într-o zi era de așteptat, n-ai vrut s-o primești în casă, ea tot a intrat. A venit iarna subit într-o după-amiază, aveai gândul rătăcit, mintea n-o prătrează. A venit iarna din nou, pentru a câta oară, ca o albă amintire pentru primăvară. A venit iarna discret, ca din întâmplare. A venit iarna sublim, ca o taină mare. Anul timpul tot mai rece, a venit iarna și ești tot nedumirit, să te bucuri sau să aștept până la sfârșit. A venit iarna și-ntreabă tot nevinovată, nu știi unde sunt pe zile de altă stat refren. Anotimuri care au peste tine, anotimpuri care așteaptă s-au și de bine. Anotimpuri care au fost, vin peste tine, anotimpuri care așteaptă s-au și de bine. N-ai vrut s-o primești în casă, ea tot a intrat. A venit iarna subit într-o după-amiază, aveai gândul rătăcit, mintea n-o frătrează. Anotimpuri tot mai ești peste tine, anotimpuri care așteaptă s-au și peace.
treburi care așteaptă sau și de bine. Anotimpuri tot mai reci vin peste tine. Anotimpuri care așteaptă sau și de bine. Mulțumim lui Valeriu Sterian că a trecut pe lumea asta pe aici, pe România, nu? Mama mea, nu? Lui Vali Sterian și lui Cristian Pațurcă, haideți să aplaudăm în memoria lor. Ei și-au asumat riscurile totale acolo sus în balcon. Au fost frontmeni. Și pentru acest motiv vreau să le dedicăm și lui Cristi
lui Cristi Pațurcă și lui Valeriu Sterian, chiar compoziția lui Valeriu Sterian, al nouălea cer, da? Hai să fugim într-o poveste în care tainic să evadăm, netulburat de nicio veste, între uitare și sublim și obsedat aceleași patimi, ca într-o boală fără leac, să ne lăsăm atins de vraja care să țină cât un dat și refren. Haideți să începem cu o piesă despre ce s-a întâmplat. Tu române, tu creștine, ce-au făcut ei pentru tine? Ți-au dat bere și trei mici, uite că ai ajuns aici. După vot nu le mai pasă, că tu n-ai slujbă și casă. Ai ajuns ca un cali, ești mai rău ca un voinic. Suntem triși, suntem trași pe sfărătiși, păpușariți pe sediști și pe sediști. Suntem triști, suntem trași pe sfărătiși, păpușariți pe sediști. Doamne, câtă sărăcie poate-n țara ca să fie, după atâția ani de muncă, tu n-ai strâns nimic în pungă. Cu facturile în mână, te îngrozești o săptămână, vine întreținerea, nu-ți ajunge pensia. Nici să mor nu poți, nici pentru îngropăciune, nu-ți ajunge pensia. Da, 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 nici să mor nu poți, nici pentru îngropăciune, nu-ți ajunge pensia. Și acum cu taxele. Au scumpit iarăși benzina, libertatea și lumina, de la tine vor să scoate iarăși bani din piatră seacă. Ei se țin de moțiuni, oamenii cu rugăciuni, trăiesc de pe azi pe mâine, nu au bani să-și iau pâine. Până când o să-i mai suportăm, vor cu toți să emigrăm. Da, 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 până când o să-i mai suportăm, vor cu toți să emigrăm. Veteranii de război vânează însoțitori, merg cu trenul în Baia Mare ca să-și cumpere mâncare. Au intrat în Europa fără ca să-i spunem hopa, cu un copil închis în cușcă, au crezut că poate mușcă. Hei! Și în același tren urcăm cu toți, trenul foamea fără roți, fără roți. Și în același tren urcăm cu toți, trenul nostru n-are roz. Haideți să vedem, știți și dumneavoastră, e simplu. Și 1, 2, 3, și hei!
în același tren urcăm cu toți. Trenul ăsta n-are roți, n-are roți. Și în același tren urcăm cu toți. Trenul foamea fără roți, da, da. Trenul ăsta n-are roți. Libertate, să trăiască libertatea. Haideți tot o piesă așa despre nevoile oamenilor. Oamenii sunt plini de nevoi așa de obicei, dar acum au rate de plătit, au copii la facultate, dar s-au cam săturat de mizeriile politicienilor, s-au cam săturat de hoțiile lor și de măgările pe care le fac acolo. Stau toată ziua, dorm, se scarpină în nas, ignoră legi de mare importanță. Ia să vedem ce spune cântecul ăsta. Te-ai săturat să ascult și să mai crezi promisiuni pe care nu le vezi. Dacă simți că nu mai poți și te-ai săturat de hoți, să protestăm e singura cale. Dacă știi că nu mai poți și te-ai săturat de hoți, să protestăm e singura cale. Ei te-au băgat de tot în datorii, în piață-s numai bănci și farmacii. Importăm de la străini roșii, ceapă și găini, iar țăranii noștri nu au nicio treabă. Importăm de la străini roșii, ceapă și găini, iar țăranii noștri în schimb ce fac? Cultivă iarbă. Hey, hey! Te-ai săturat de atâta nepăsare, ne-au scos și demnitatea la vânzare. Mâncăm șvaițer olandez, ne îmbrăcăm de la chinez, de la ruși aprindem butelia. Vinul bem de la francez, dacă stai să analizezi. Libertatea nu e mare în România, da, da. Libertatea nu e mare în România. Te-ai săturat de atâta ignoranță, în parlament e tot mereu vacanță. Hey! Când ședința a început, jumătate au dispărut, ne spun că la bufet au o restanță. Iar din cei ce-au mai rămas, se tot scarpină prin nas, ignoră legi de mare importanță. Ia să ne mai știe. Dacă știi că nu mai poți și te-ai săturat de hoți, să protestăm e singura cale. Dacă știi că nu mai vrei vorbe goale de la ei, să protestăm e singura cale. Haideți că e simplu refrenul, să vedem. Și dumneavoastră. Dacă simți că nu mai poți și te-ai săturat de hoți, să protestăm e singura cale. Hey! Dacă simți că nu mai poți să te-ai săturat de toți, să protestăm e singura cale, da, da. Să protestăm e singura cale. Hey, hey! Și acum, mulțumesc frumos, acum o să vă cânt o baladă așa despre ce s-a întâmplat în acești 25 de ani. Nu s-a întâmplat nimic, vă spun, nu s-a schimbat aproape nimic. Ia vedeți cum sună chestia asta. Și chiar adevărat, la revoluție am participat ca orice găozar, m-am entuziasmat. Mi-am spus că poate schimbă ăștia ceva, dar n-a fost așa, da, da, n-a fost așa. Și când au trecut ani, nici n-am habar,
stau și mine camara acum în zadar. Trei președinți degeaba i-am tot votat, nimic nu s-a schimbat. Voi credeți că s-a schimbat ceva? Eu cred că nu. Eram mai tânăr atunci, aveam un motiv. Acum totul mi se pare tardiv. Să aștept schimbarea lor, am obosit și-am îmbătrânit. Nici după 25 de ani nu ai mașină, casă, nu ai nici bani. Și uite așa s-a dus și viața ta, odată cu tranziția. Da, da, odată cu tranziția. Și când au trecut ani, nici n-am habar, stau și mine camaro aici în zadar. Trei președinți degeaba s-au perindat, nimic nu s-a schimbat. Prietenii mei de mult au plecat, care încotro în state au emigrat. Mi-au spus, nu vezi, ești prost, tu ce mai aștepți? Ai să îmbătrânești. Și uite așa s-a dus și viața mea, tot așteptând să schimbe ăștia ceva. Dar m-am jurat că n-am să-i mai votez, mai bine emigrez decât să-i mai votez. Mai bine emigrez decât să mai votez. Mai bine mă castrez. Am venit cu mâna goală, am un colet pe care l-a primit-o mai din primăverii 3-5. Doamna Nina Iliescu ne-a trimis în semn de recunoștință față de faptele soțului său din urmă cu 25 de ani aceste flori frumoase și un echipament sumar de miner. Vreau să văd 5 voluntari aici în față. Haideți, 5 voluntari, vă rog. 5 voluntari! Poate să fie și tine, poate să fie și mai bătrâni. Primul! Al doilea! Al treilea! Deja avem prea mulți! E pericol! Le oferim florile să meargă să pună pastăluțe acolo unde avem simbolul pieții universității, simbolul României, simbolul românilor de pe tindere, kilometrul zero!
să privească în voie tot ce mâine s-ar putea să nu mai vezi. Și ascultă de ocul durerii coborând peste noi cu prea multe poveri. Caută azi să te bucuri pentru toate, pentru că mâine s-ar putea să nu mai fi. Poate mâine ai să fii în libertate, în libertate s-au plecat dintre cei vii. Și în mine și încearcă să mai crezi în bunul Dumnezeu. Poate El să nu uite de tine și o clipă să-i pese de sufletul tău. Caută azi să te bucuri pentru toate, pentru că mâine s-ar putea să nu mai fi. Poate mâine ai să fii în libertate, în libertate n-ar pleca dintre cei. Încearcă, dacă vrei, să nu mai plângi pentru seama ascunsă în noi tot. Bucuria din suflet să n-o alungi. Mai încearcă să trăiești atât cât mai poți. Caută să te bucuri pentru toate, pentru că mâine s-ar putea să nu mai fi. Poate mâine ai să fii în libertate, în libertate s-ar pleca dintre cei vii. Caută azi să te bucuri pentru toate, să nu mai fi. Poate mâine ai să fii în libertate, în libertate s-ar pleca dintre cei vii.
toate, să vezi ce-a mai rămas din oameni. Vino toate, să vezi ce-a mai rămas. Sunt nopți lungi și triste, acasă mă gândesc și pe voi acolo păzăresc. Sunt nopți pline de croață pentru mine în război. Sunt nopți de baz acolo la voi. Și Doamne, pentru ce se moare în zadar? Și pentru cine acest cumplit coșmar? Sunt nopți pline de croață pentru mine în război. Sunt nopți de bar acolo la voi. Doamne, vino Doamne, să vezi ce-a mai rămas din oameni. Doamne, vino Doamne, să vezi ce-a mai rămas din oameni. Ce nu încetați acest cumplit război? De ce vă gândiți numai la voi? Și nici nu vă pasă de mama care-și plânge copilul său ucis, ce zace în băs de sânge. Și nici nu vă pasă de acei ce nu mai sunt, de acei ce vă acuză de acolo din mormânt. Doamne, vino Doamne, să vezi ce-a mai rămas din oameni. Doamne, vino Doamne, să vezi ce-a mai rămas din oameni. Doamne, vino Doamne, să vezi ce-a mai rămas din oameni.
Zavada, vezi dumneavoastră, mulțumiri pentru că ați răspuns chemării noastre, așa că să faceți ordine în tot Bucureștiul, pentru că România trebuie să fie comunistă. Iliescu a fost copilul meu, este copilul meu și va rămâne copilul meu. România va fi democrată când plopul va face pere și răchita micșunele. România va fi democrată. Așa că, tovarăși, atât timp cât la conducerea Republicii România va fi Iliescu și toți acoliții lui comuniști, România nu va fi liberă și nu va fi democrată. Tovarăși, treziți-vă pentru să luptați în continuare pentru lupta împotriva comunismului, ca România să trăiască liberă și democrată cu adevărat! Iar două cuvinte, scurt și precis. Asociația 21 decembrie a dus această luptă de 25 de ani cu sistemul judiciar românesc ștrangulat permanent de către beneficiarul numărul 1 al crimelor de după 22 decembrie și a celor din iulie 90, Ion Iliescu. Și astăzi pot să vă spun că aceste crime nu se mai prescriu. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a dat decizie de redeschidere a dosarelor, lucru care s-a întâmplat, și niciodată în România criminalii nu vor mai dormi liniștiți. Crima în România nu se mai prescrie niciodată. Succes, dragi procurori! De cam povestea fost în România, cu cașcă mare de golani ce-au alungat Sclavia. Noi nu ne-am confundat nici când cu oamenii de bine, numit cine o comuniști și fără de rușine. Mai bine hai mâna decât trădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mori decât comunist. Nici când cu oamenii de bine, numit cine o comunist și fără de rușine. Mai bine hai mâna decât trădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mor decât comunist. Timișoara, să cadă 47-3 ce ținea TVR, legat în lanțurile ei, dar tot degeaba e. Mai bine hai mâna decât trădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mor decât comunist. Fără comunism, fără nomenclatură, și nu reînese golan fără coloratură. Din cei care au murit aici ne-am reîntors năluci, să nu mai fie cum a fost măcelul de atunci. Mai bine hai mana decât trădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan activist, mai bine mor decât comunist. Mai bine hai mâna decât trădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan.
decât activist, mai bine mor decât comunist. Mai bine arab decât să vă auzim. Mai bine bulgar decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mor decât încă o dată. Mai bine haimana decât dădător, mai bine bulgar decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mor decât comunist. Mai bine haimana decât trădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mor decât dragii mei, o să încheiem în aplauze pentru eroii care au căzut în această piață atât în decembrie 89 cât și în iulie 90. Aplauze pentru eroii noștri! Aplauze pentru minunata formație! Aplauze pentru colegii de la Asociația 21 decembrie! Și ca o răzbunare, aplauze pentru toate forțele de represiune din România! Vă mulțumim din suflet și vă dorim o seară minunată! Hai România! La revedere și vă mulțumim din tot sufletul! Forța pentru noi, Ceaușescu 2! Forța pentru noi, Ceaușescu 2! Forța pentru noi, Ceaușescu 2! Un pic atenți la două cuvinte pe care vreau să le zic. Ne întâlnim la 25 de ani de zile să comemorăm niște victime căzute în mijlocul unor evenimente îngrozitoare. Dar ce nu realizăm noi? Am văzut multă bucurie astăzi, multă veselie, multe râsete, bătăi pe umăr, multă satisfacție. Ce vreau eu să înțelegeți, oameni buni, români și românce care sunteți în piața universității acum, la 25 de ani de zile și care nu sunteți jumate atenți la mine. E că atâta timp cât în țara asta vom mai sta polarizați, vom mai ține cu echipe și cu tabere, ne vom mai întoarce român împotriva românului, pentru dorința și ca urmare a manipulării unor politicieni lipsiți de scrupule, uniți într-o credință banului. Istoria are darul nefast de a se repeta. Istoria se repetă întotdeauna. Asta trebuie să înțelegem cu toții. Și după ce murim, responsabilitatea acțiunilor noastre nu moare odată cu noi. Faptul că am luat atitudine sau faptul că ne-am abținut de la a lua atitudine are efecte asupra a zeci și sute de milioane de români nenăscuți încă. Dacă vrem cu adevărat să onorăm victimele de la Revoluție și victimele din 1990, trebuie să-i onorăm ridicându-ne din noroi, scoțând capul din manipulare, uitându-ne în jurul nostru și regăsindu-ne unii cu ceilalți. Și să nu mai votăm oameni care cu adevărat nu-și iubesc țara. Ăsta ar trebui să fie primul și supremul criteriu după care trebuie să ne alegem un politician. În mod evident, oameni buni, orice om care are sinapsele întregi, când se uită la ultimii 25 de ani de politică, la așa-numită dreaptă și stângă, la așa-numită putere și opoziție, la partidele astea care din 90 până acum și-au schimbat numele, culorile și membrii între ele de nu le mai recunoști, s-au transformat toate într-o mâzgă roșie, unită prin bani. Atât decât odată la 4 ani de zile vom mai vota cu copitele, morții se vor răscoli sub pământul pe care noi călcăm acum. România va suferi în continuare și va fi prinsă în continuare într-un meci între două partide,
între doi politicieni, între două echipe. Și tot timpul vom fi forțați să ținem cu o echipă. Și dacă spui ceva împotriva unuia, vei fi considerat în continuare că ții cu celălalt. În 1990 s-a ieșit nu doar împotriva comunismului, s-a ieșit împotriva corupției, împotriva minciunii, împotriva furtului, împotriva bătăii de joc, lipsei de respect pentru altă ființă umană. Milioanele de ființe umane care muncesc, trăiesc, se chinuie și se zbat de când se nasc până mor în țara asta uitată de Dumnezeu. Împotriva acestor lucruri s-a murit acum 25 de ani de zile și chiar dacă eram un copil atunci, trăiesc cu toată ființa mea, cu toată ființa mea, crimele de atunci, suferința de atunci, sacrificiile de atunci. Când s-a cântat Vină Doamne adineauri, am plâns. Și pe bună dreptate am plâns, pentru că e de plâns. Că mă uit la sfert de secol de la acele momente, că nu s-au învățat lecțiile România asta. Nu s-au învățat nimic, dar nimic nu am învățat. Și ar trebui cu toții să ne simțim vinovați și responsabili de ce urmează. În 2003, când am venit în București, primul lucru pe care l-am făcut după ce mi-am lăsat bagajele la o gazdă nenorocită, pentru că eram sărat lipit pământului, cum am fost toată viața mea. Primul lucru, am venit aici, m-am pus în genunchi pe pietriș, era pietriș atunci. M-am pus pe pietrișul de la troițele de pe scoarul pieței universității. Eram un nei ca nimeni. Venit de la Eforie Sud, venit în București să încerce să-și facă un drum în viață. Terminasem liceul. Nu știam încotro să apuc. Aveam 2 milioane de lei vechi în buzunar și cu aia trebuia să fac viață în București. Și știam cine-i de vină pentru asta. Nu eram de vină eu, pentru că am muncit de când eram mic copil pe terasele litoralului. Nu era de vină familia mea, pentru că au muncit de s-au spetit până s-au destrămat. Au fost de vină întotdeauna niște lichele ordinare, fără pic de scrupule și fără conștiință, care au condus România asta cu manipulare, cu minciună, cu forța. Forțându-ne întotdeauna să nu avem între cine să alegem. Să se pună ei între ei frați pe listele electorale și noi să votăm ca niște oi. Întotdeauna să băgăm capul în pământ, să considerăm că nu avem ce să facem, că nu avem ce să le facem, că sunt prea puternici, că noi suntem prea puțini, că suntem prea slabi, prea săraci, prea atomizați, prea împrăștiați, om de om, român de român, frate de frate, frate de soră. Nu mai știm ce este aia comunitate, nu mai știm ce este aia vecini, nu mai știm ce este aia familie. Toate valorile astea fundamentale pe care se clătește o națiune ne-au fost distruse în ăștia 25 de ani de zile, cot la cot cu industria și agricultura și natura și politica și tot. Tot ne-a fost distrus. Astăzi am venit aici să plâng. Astăzi am venit aici să urlu. Am venit aici să-mi urlu nu neputința. Timp de 25 de ani am crezut că trebuie să ieși în stradă să-ți urli neputința. Am venit aici să-mi urlu putința. Puterea pe care am regăsit-o în 4 ani de zile de când protestez pe străzile capitale și nu numai. M-am săturat să zică lumea, ba cu ăla, ba cu ăla, ba cu politicianul X, ba cu politicianul Y. Partide versus partide. Eu nu cred în așa ceva. Eu nu cred în așa ceva. Eu cred în români. Cred în români, în puterea lor de a-și lua soarta în propriile mâini. Pentru că ăia acum 25 de ani de zile nu au cerut autorizație la primărie. Nu s-au intimidat la prima broscare a minerilor sau a milițienilor. Au ieșit în stradă pentru că au crezut în idealurile care i-au mânat. Și acum 25 de ani de zile erau oameni pe margine care aplaudau minerii, că au venit să curețe piața universității de drogați. În 2012 eram useliști, că strigam jos Băsescu. După aia 2013, când strigam jos Ponta, ne-au înfierat, că avem chetamină, că suntem drogați, același limbaj ca întotdeauna. Anul ăsta, iarăși, suntem acuzați că suntem cu X sau cu Y. Revin la ce am spus și am vorbit deja mult prea mult față de cât aveam în plan astăzi. Atâta timp cât nu vom învăța din greșelile trecutului și nu vom găsi în noi puterea de a depăși manipularea, istoria, vă garantez, și toată istoria trecută e în spatele cuvintelor mele. Nu ține de niciunul dintre noi. E în afara controlului nostru. N-aveți ce să faceți în privința asta. Istoria se va repeta. Istoria se va repeta. De fiecare dată când vom alege răul mai mic, se va dovedi mai mare decât răul dinainte. Până nu punem stop
acestui ciclu nesfârșit. Votăm în tot timpul aceiași lupi în diferite straie. Asta înseamnă deșteaptă-te române, asta înseamnă România, trezește-te. Asta înseamnă libertate. Când se striga libertate, nu însemna libertate sub preșul cuiva. Nu însemna libertate într-o tabără, ci libertate într-o țară unită, care și-a găsit respectul față de sine.